Cu toate că s-au aflat pentru prima dată într-un centru de plasament, preșcolarii clasei pregătitoare Buburuzele Vesele de la școala numărul 2 nu au avut nevoie de mult timp pentru a-și face prieteni noi. Copiii au vizitat centrul de zi Soarele, acolo unde se află micuți abandonați de părinți sau proveniți din familii care nu au posibilitatea de a-i crește și educa. Preșcolarii au dorit să le însenineze acestora sărbătorile de Paște, așa că au venit însoțiți de părinți și educatoare să le aducă daruri. Au venit să doneze copiilor de la Casa Soarele, îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, jocuri, tot ce au avut ei și au simțit nevoia că să le dăruiască. Copiii au petrecut câteva zeci de minute împreună cu noilor amici. Jucăriile, unele mai vechi, iar altele abia primite, au fost solicitate la maxim. Comportamentul și atitudinile față de cei din jurul nostru se formează de la cea mai fragedă vârstă. Și eu zic că dacă de acum le trezim interesul acesta, îi facem să fie mai buni, mai generoși, să învețe să dăruiască, vom avea niște oameni de nădejde mai târziu. Pentru că a fost o experiență frumoasă, preșcolarii sunt hotărâți să revină la centru pentru mai multe ore de joacă în compania copiilor de aici.